Un pom, un om, o viață este sloganul pe care l-au adoptat voluntarii și silvicultorii în campania de împădurire ce se desfășoară în Mehedin zilele acestea. Zeci de pădurari, elevi, jandarmi, politicieni și voluntari au plantat copaci pe raza localității Balotești. Împreună au sădit peste 5.000 de puieți de salcâm pe 2 hectare de teren. O să plantăm puieți de salcâm. După cum vedeți, terenul este pichetat, se plantează la o distanță de 2 metri între rânduri și 1 metru pe rând. Colegii noștri silvicultori o să ne împărțim în grupe și fiecare grup din acesta mai mic o să aibă câte un pădurar, astfel încât să vă arătăm cum se plantează un pom. Așa a început ziua pentru cei veniți la Balotești să planteze copaci. Zeci de voluntari au răspuns prezent inițiativei pădurarilor de a sădi puieți de salcâm. Deosebit de implicați au fost elevii și profesorii Liceului Teoretic Șerban Cioculescu, dar și cei ai Liceului Agricol Halânga. Vin din partea Liceului Șerban Cioculescu. Roxana, ai mai participat la astfel de activități? Da. În fiecare an noi chiar avem, noi suntem înscriți la un concurs ecoprovocare și în fiecare an participăm la aceste activități. Ai venit împreună cu colegii tăi și profesorii? Da. Cu cine ești aici? Cu colegii, cu domnii profesori. Ați mai participat la astfel de activități? Da, chiar săptămâna trecută la Pitești, într-un cadru de pomicultură. Cred că spiritul civic, în opinia mea și cred că nu numai a mea, trebuie promovat în rândul întregii opinii publice, asta însemnând și elevi, dar și adulți care sunt implicați în anumite activități sociale. Este o activitate a Regiei Naționale a Pădurilor, reprezentată de domnul director Sorin Nicolicioiu, o acțiune pe care, sincer, în calitate de om, în calitate de profesor și în calitate în special de profesor de biologie, o laud. Între voluntari s-au aflat și reprezentanții Partidului Național Liberal Mehedinți. Ei spun că prin astfel de acțiuni contribuie la binele comun și încurajează spiritul civic. Având în vedere că în ultima perioadă din ce în ce mai multe suprafețe de teren au fost defrișate, consider că pe lângă faptul că e îngrijorător acest lucru, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare și să ne mobilizăm în acest sens. Astăzi se vor planta 5.000 de puieți de salcâm. Anul trecut s-au înregistrat cele mai mari temperaturi decât se fac măsurători de temperatură de când se știe lumea. Ori asta ne spune că trebuie făcut ceva pentru protecția mediului. Și cred că cel mai bun mod de a gândi este acela de a încerca să lăsăm natura, planeta, așa cum am primit-o când ne-am născut noi de la părinții noștri. În ultimii ani vedem tot mai multe păduri defrișate. Pădurea, știm cu toți, învățăm din școala generală, înseamnă sănătate. Acest lucru este important atât pentru pădurea din județul Mehedinți, dar eu mă aflu aici mai mult ca un gest simbolic. Și jandarmii s-au alăturat acestei acțiuni. 30 de jandarmi s-au alăturat astăzi lucrătorilor Direcției Silvice Mehedinți și voluntarilor în acțiunea de împădurire organizată în cadrul campaniei Luna Plantării Arborilor. Implicarea noastră în astfel de acțiune este firească, deoarece suntem parte a comunității și încurajăm cât mai mulți voluntari să se alăture acestui demers pentru protejarea mediului înconjurător. Acțiunea de astăzi se desfășoară pe raza ocolului Drobeta Turnu Severin, mai exact în unitatea de producție UP7 Balotești, parcela UA197, și este o suprafață de teren de 2,8 hectare pe care Direcția Silvică vrea să o împădurească cu specia salcâm. Acest teren a fost preluat de la Agenția Domeniilor Statului acum 4 ani pentru a fi redată Fondului Forestier Național. A fost preluat ca și teren degradat. Campania de împădurire a început la 15 martie în județul Mehedinți. Acțiuni similare au avut loc la Strehaia și Baia de Aramă.